Grecia face tot posibilul să atragă turiști și vrea să semneze cu România un acord bilateral. Primul pas este controlul la granițe. Iar dacă totul merge bine, turiștii români vor trece prin vamă în cel mult jumătate de oră. Surprizele continuă și la hotel. Patronii din Halkidiki vor să deconteze jumătate din testul COVID, fie prin bani, fie prin servicii suplimentare. Hotelierii greci speră să recupereze cu ajutorul turiștilor români o parte din pierderile de anul trecut de 80%. We can give some extra services in the hotel. For example, we can give some extra dinner. For example, maybe we can give some other services to our spa or to our beach bars for the hotels with sunbeds, umbrellas or some excursions. Romania is the first nationality for the Balkanian market for Halkidiki. First is Romanian and after is from the Serbian, third is from Bulgaria. It's about 350,000 people. Mihaela, te-au convins grecii, te duci la ei anul ăsta? Nu vreau să vorbesc din punctul meu de vedere în ceea ce privește țara Grecia. Păi stai liniștită că deja colegii te-au turnat, colegii ne-au spus că nu-ți place în Grecia. Vedeți că e singura persoană care n-ar vrea să meargă în Grecia. Dar mi se pare o idee foarte bună, pentru că știm cu toții ce au pățit românii în vara asta, în momentul în care au stat câte 7 ore la graniță, cu tot cu copii în mașină, deși aveau testele COVID făcute, să aștepte să treacă granița. Au așteptat ore în șir, bine, cu ce au avut în mașină, dar oricum a fost foarte greu. Săraci. Că au trebuit să facă din nou testul. Nu s-au dus pe insulă, au stat. Băi, nu, dar să stai 7 ore. S-au dus pe insulă. Să stai 7 ore în coadă, în șir, nu e plăcut. Ceea ce cred că asta este o veste foarte bună pentru noi. S-au dus pe insulă pe banii lor. Au fost forțați să meargă în vacanță în pandemie. Bine, nu i-a forțat nimeni, dar au fost pe banii lor. Nu aștepta ceva moca acolo, cadou. Știau că așa se întâmplă. Lasă că au trecut. Dar nu s-au supărat cu oamenii. Mai ales că aveau și testul COVID. Nu cred că e foarte plăcut, Dan, să stai cu un copil în mașină 7 ore în coadă. Eu cred că asta este o veste foarte bună pentru românii cărora chiar le place Grecia, pentru că știm foarte bine că turiștii români se duc în număr foarte mare acolo și cred că este o afacere cumva win-win, pentru că și Grecia are nevoie să mai recupereze din pierderea suferită în pandemie, așa că și românii sunt mai fericiți că stau mai puțin în graniță și grecii că vin români. Dan, ai supărat-o pe Mihaela și să știi că o să vezi și tu peste o lună ce înseamnă să stai 7 ore cu copilul în mașină. Ea a stat la coadă acolo, sigur. De-aia nu-i mai place în Grecia, de-aia nu se mai duce acolo. De-aia e supărată. Nu, ce am vrut eu să zic? N-am stat copil și nici nu m-am dus în Grecia. E minunat delay-ul ăsta pe care îl avem și de-aia vorbim unul peste altul. Scuză-mă, îmi cer scuze, Mihaela. Ce am vrut eu să zic e că oamenii ăștia care au stat în graniță, la graniță 5 ore, 7 ore cât au stat, știau că așa se stă, dar după ce au trecut, au ajuns într-un loc bun, s-au relaxat, au desfăcut o bere. Viața a fost frumoasă pentru ei. Hai să nu le plângem de milă unor oameni care au plecat în vacanță. Cei care au plecat în vacanță erau conștienți că vor sta atât de multe ore. Nu știu, eu așa cred. Zi-mi destinația ta de vis, Mihaela, ca să încheiem rotund așa povestea. Orașul preferat este Roma și Maldive după aia. Scuză-mă, da. Bine. Mulțumim, Mihaela!